Bună seara, domnul președinte. S-a terminat ședința domnului Ciolacu cu activul de partid de aici de la Constanța. Care sunt primele concluzii? Ce va cere premierul pentru următoarea perioadă? A fost o întâlnire extrem de importantă pentru organizația județeană PSD Constanța. Domnul președinte al partidului a venit însoțit de secretarul general al partidului, de domnul Paul Stănescu, de domnii vicepreședinți Dâncu și Tudose, împreună cu doamna ministru Simona Bucură Oprescu și cu secretarul de stat Alex Stoica de la Ministerul Dezvoltării. A fost o întâlnire în care colegii mei primarii Partidului Social Democrat au avut ocazia să prezinte probleme cu care se confruntă și la multe dintre probleme s-au și găsit soluții și vor fi ajutați, ca de altfel, toți primarii din județul Constanța, indiferent de culoarea politică. Pentru că sunt probleme comune. E vorba de canalizare, e vorba de drumuri, e vorba de probleme în comunități. În ceea ce privește organizația județeană a Partidului Social Democrat, domnul președinte a subliniat foarte clar. Mai sunt 4 luni până la momentul adevărului, ca să le lăsăm așa mai plastic. Toată lumea la treabă, fără sâmbete, fără duminici, fără nunți și petreceri, avem un singur obiectiv, să câștigăm toate alegerile. Avem ca și termen săptămâna viitoare, în cursul săptămânii viitoare, să prezentăm la conducerea națională cele 2 propuneri de candidat de municipiu președinte de județ și de președinte de Consiliul Județean. Nu s-au luat hotărâri privind una sau alta dintre cele 2 candidaturi, mi s-a dat mână liberă să le mai analizăm o dată și să le prezentăm săptămâna viitoare. Am înțeles totuși că din sală s-au făcut propuneri, a fost o propunere votată de birou permanent.